Un carnaval din Bolivia s-a încheiat tragic pentru 10 de persoane. 8 oameni au murit și 40 au fost grav răniți într-o explozie provocată de butelia cu gaz folosită de o rulotă care vindea mâncare. Deflagrația a fost atât de puternică încât bucăți metalice din rulotă au zburat la 10 de metri distanță și s-au înfipt în oameni, mașini și clădiri. Incidentul, care a avut loc într-un oraș aflat la 250 de kilometri de capitala Boliviei, a stârnit revolta localnicilor. Oamenii îi acuză pe funcționarii primăriei că au luat mită pentru a da autorizații comercianților ambulanți fără să-i verifice. Ai, no, Dios mio! Din primele ipoteze, poliția bănuiește că o tarabă mobilă se face responsabilă de producerea exploziei, întrucât aceasta era conectată la un rezervor de gaz, iar uleiul încins cu care se pregăteau preparatele ar fi fost cauza producerii tragediei. Anchetatorii susțin că printre persoanele care și-au pierdut viața în urma deflagrației se numără și 3 copii.